Bun venit la Trește Sănătos! Astăzi vom vorbi despre consecințele unui program supraîncărcat atunci când vorbim despre copiii noștri și, dacă stau bine să mă gândesc, și despre noi, părinții. Deci, iată, programul supraîncărcat pentru cei mici și mari, ce consecințe poate avea în timp. Și astăzi alături de noi se află Andreea Neagu, psiholog, psihoterapeut. Promisesem noi, Andreea, bine ai revenit, promisesem că discutăm și, iată, ne ținem de cuvânt. Bine te-am regăsit! Și într-adevăr, azi discutăm despre tema aceasta, destul de din ce în ce mai actuală în societatea aceasta în care trăim. Programul din ce în ce mai aglomerat al părinților și de aici, ca efect, programul aglomerat al copiilor. Dar acest program aglomerat al copiilor vine și din altă perspectivă, uneori vine și din nevoia părintelui de a compensa sau de a insufla copilului din ce în ce mai multe abilități, din ce în ce mai multe cunoștințe, poate și pe fondul faptului că generațiile trecute nu au avut atât de multe opțiuni și atât de multe expunere la resurse. Și atunci te gândești, dacă eu nu, măcar copilul meu să beneficieze de toate. Și eu aș porni chiar cu orele de școală, Andreea. Programa mie mi se pare foarte încărcată, au foarte, foarte mult de lucru, multe ore, exerciții, cărți, caiete. Au foarte mult, pe lângă programa încărcată, și aici am intrat într-o dezbatere și o polemică legată de sistemul educațional în România. Și cred că asta ar fi o temă separată, însă realitatea este că pe lângă așteptările foarte ridicate din punct de vedere academic asupra copiilor care merg în sistemul românesc, este și lipsa aceasta de timp a părinților și atunci se creează așa școala care este încărcată și cu multe solicitări, apoi vine orice activitate de după școală, fie că este un after school sau un curs, da, pe care părintele îl dorește pentru copil și plus dacă mai rămâne vreun interes al copilului, vreau și eu să fac un curs pentru că îmi place, da, o chitară sau vreun sport, sporturile întotdeauna sunt recomandate și de medici și eu le recomand tot timpul pentru că sunt sănătoase. Deci, programul copilului devine așa un serviciu full-time, uneori mai mult decât full-time. De dimineața până seara. Da. Și de cele mai multe ori, din păcate, copilul nu are prea mult de ales, dar trebuie să le facă. Sunt acolo ca într-o fișă a postului. Și ce văd ca efecte, îndeoseb la copiii pe care i-am prin cabinet sau la școală, copii apatici, copii demotivați, copii care nu mai au acea licărire în ochi, spontaneitatea naturală, veselie, energie, tonus. Și din cercetări și din observațiile mele empirice, observ că acești copii devin adolescenți și ulterior adulți plictisiți. Au fost atât de supraexpuși la stimul de toate felurile, pe toată perioada copilăriei, încât atunci când ajung adulți, sunt deja plictisiți. Nu mai vor să facă lucruri prea multe în plus, dar se duc în zona aceasta de tulburări emoționale, posibile depresii și anxietăți. Și cumva sunt predispuși către un viitor sumbru. Da? Da, și nu prea ne dorim așa. Adică vezi, cumva obții ceea ce nu ți-ai dorit. Tu ca părinte te gândești că investești cât poți tu de mult în copil, că îl pregătești pentru viață, că îi arăți tot felul de lucruri pe care el le poate testa, le poate încerca, ceea ce tu în copilărie, pe vremea noastră, nu era chiar așa. Consider că îi faci un bine și totuși constați că ai supraîncărcat programul sau că în timp, spui tu, efectele nu sunt cele pe care ți le dorești. Exact, că tu dorești pentru copilul tău tot ce este mai bun. Vrei să-l pregătești pentru viață în modul ăsta, considerând că așa va face față cu brio. Față, îi va fi mai ușor în adaptare. Nu e chiar așa. Însă, de cele mai multe ori, nu este așa. Nu aș vrea să generalizez. Cu siguranță, nu toți copiii ajung să fie deprimați sau știu eu să aibă tulburări, dar cam acestea sunt o parte din efecte. Asta vreau și eu să te întreb, Andreea, pentru că sunt totuși copii și eu îți povestesc din experiența mea de mămică. Eu am doi copii foarte activi, foarte implicați. Ei își doresc să facă foarte multe lucruri. Am mai discutat acest aspect de-a lungul anilor, îți dai seama de când realizez emisiuni de sănătate și de foarte multe ori am primit răspunsul da, pentru că ei te-au pe tine ca exemplu, eu la fel sunt o persoană foarte aglomerată, activă. Nu știu dacă neapărat agitată, îmi doresc să fac foarte multe pentru că așa sunt eu ca structură și atunci poate că și copiii mei la fel. Cred că aici n-ar fi neapărat o problemă sau pot apărea probleme chiar și așa dacă copilul își dorește și nu-l duci tu cu forța, asta vroiam să subliniez. Răspunsul este acesta din urmă. Tu l-ai spus foarte bine, copilul își dorește și nu este dus cu forța.
În primul rând, de aici este indicat să începem. Ce își dorește copilul, ce știe, ce poate, ce talente are copilul și cumva de acolo putem începe. Asta dacă ești un părinte fericit și copilul simte anumite lucruri și îți spune: mami, vreau să fac, uite cum mi-a zis mie Marc la 4 ani și jumătate spre 5 că el vrea să facă fotbal. Nici nu mă gândeam, eu n-am avut nicio tangență. M-am tot zis că lasă că strece, ești băiat, e normal, toți băieții sunt cu fotbalul. Jumătate de an s-a tot ținut de capul meu până l-am dat la fotbal și bine am făcut, este acum unul dintre cei mai buni portari de fotbal la categoria lui de vârstă. Deci el a avut nativ, a simțit lucrul ăsta. Rebecca la fel, fetița mea este foarte activă, cântă, dansează toată ziua prin casă și a dorit să înceapă și ea dansurile, uite acum face dansuri. Dar ce faci dacă ai un alt fel de copil care nu-ți spune vreau să spune fac verbal. Aia, vreau să... Exact, sau poate nu conștientizează către ce vrea să se îndrepte. Cum descoperi tu ca părinte astfel încât să nu-l supra-solici, să nu-l aglomerezi mai mult decât el poate sau își dorește? Cred că aici e cuvântul potrivit, își dorește. Își dorește, cred că acesta este începutul, dar în situațiile acestor copii pe care îi menționez, eu spun întotdeauna părinților, voi sunteți aceia care vă cunoașteți cel mai bine copilul, nimeni altcineva, nu un psiholog, nu un doctor, nu un specialist, voi, pentru că trăiți cu acel copil zi de zi, voi îl hrăniți, voi îl îmbrăcați, voi îl iubiți și atunci, prin conexiunea emoțională, veți ști ce își dorește cu adevărat copilul sau ce nu își dorește, ce poate și ce nu poate. Și chiar dacă încearcă ceva ce poate nu îi se potrivește, vei ști să identificați că nu îi se potrivește. Da, și eu cred că secretul constă în a ne conecta cu intuiția noastră de părinte, da? În a fi atenți la cine este copilul din fața mea. Atunci voi putea să identific ce îi place, ce nu îi place, către ce are predilecție sau nu. Da. Mă gândeam că eu, uite, insist cu limbile străine și nu știu dacă e neapărat dorința din partea copiilor, dar sau a mea, da, mă rog. Bun, deci spui că fiecare părinte ar trebui așa un pic să-și observe mai copilul. Bine copilul și să vadă către ce direcție ar putea merge. Da. Și uneori s-ar putea să nu identifice aceste predilecții de la vârstă mai mică. Poate la o vârstă mai mare, când copilul devine mai conștient de sine și începe să-și pună în practică niște abilități, atunci părintele își poate da seama că, ok, copilul meu este bun pentru asta sau pentru asta. Da, sau dacă am început o anumită activitate și simțim că dacă nu este foarte copilul exact, așa nu e evită. Nicio nenorocire că renunți și poate încerci altceva, nu? Care să facă mai multă plăcere. Da. Bun, foarte interesante și utile sfaturile și îți mulțumesc, Andreea. Trebuie să spunem că drag. Tu lucrezi zilnic cu copiii, te-ai dedicat lor, ceea ce este minunat, așa că eu te mai aștept ca să mai povestim aici și să ne învățăm de la tine. Te aștept cu drag. Sigur, vin cu drag, mulțumesc. Mulțumim, astăzi alături de noi a fost Andreea Neagu, psiholog și psihoterapeut. Iată, am vorbit despre consecințele unui program supraîncărcat, fie al copiilor, fie al nostru. Am reținut că trebuie cumva să găsim un echilibru, o balanță, astfel încât să nu forjăm motoarele la maximum ca să nu apară consecințe negative. Rămâi cu noi la Trăiește Sănătos pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Sunt Simona Dragomir, te aștept și data viitoare. Pe curând!